respectiv din Geneza, capitolul 6. De la versetul 8 vom spicui din capitolul 6 câteva. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Noe era un om neprienit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut 3 fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de selnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de selnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie din lemn de gofer, corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și s-o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum s-o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. Să faci corabie o fereastră sus, lată de un cot. Ușa s-o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Versetul 22. Așa a și făcut Noe. A făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Amin. Și din Noul Testament, din 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 18, ascultăm cuvântul Domnului. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprienit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cugit curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Aș vrea să le spun tuturor care au venit împreună cu noi la această părtășie că mulțumim Domnului de harul pe care ne l-a dat până în momentul acesta. Mesajele mele pe serile trecute au fost destul de consistente. În ziua de astăzi o să respect un principiu și anume esența se pune în sticluțe mici. Adică o să-mi scurtez mesajul în așa fel să avem timp și de botez. Și deja au trecut ceva timp de slujba aceasta și nu vreau să ispitesc pe nimeni că durează prea mult sau nu mai au oameni răbdare, mai ales cei care sunt veniți poate pentru prima dată în cadrul Bisericii Domnului de aici. Aș vrea să vă spun că aceste două texte privesc o anumită lucrare. Și anume, înainte de lumea pe care o știm acum, a fost o lume înainte de potop. Când oamenii trăiau vârste metusalemice, când pământul era înconjurat de o pătură de apă, numită apele de sus, prin pătura aceea de apă, razele soarelui, mai ales cele razele ultraviolete, nu pătrugeau în lumea aceasta. Lumea era vitaminizată, era o presiune hiperbarică, cu oxigen foarte mult, rănile se vindecau foarte repede, dau doar câteva amănunte așa, însă oamenii trăiau foarte mult. Și în traiul acesta lung al oamenilor de sute de ani, în epoca aceea dinozaurilor, de foarte multe ori se vorbește ce sunt dinozauri, dinozauri de șopârle care cresc mult. O șopârlă crește toată viața ei. Dacă șopârla trăiește 20 de ani, crește cât o vedeți dumneavoastră. Dacă șopârla 300 de ani, apar dinozaurii, pentru că toată viața crește. De aia se vorbește dinozaur. Dar discutăm de vârsta aceea care era la momentul respectiv și tristețea este că rasa umană și oamenii au început să exceleze, dar nu în bine, ci în rău. Au început să devină malefici, au început să le placă răul. Scriptura spune că Lameh, unul care avea două soții, îi povestea soțiilor sale, Țila și Ada, și spunea, am omorât un om pentru vânătăile mele și am rănit un tânăr pentru suferințele și starea mea. De ce? Pentru că ajunsese oamenii răi și le plăcea să fie rău. La momentul actual, oamenii poate trăi 80-90 de ani. Și dacă ai un vecin rău, și dacă ai un vecin malefic, și un vecin care îi place în continuu să-ți bată joc de tine, știi că la un moment dat, la 80 ceva de ani, 90, ai scăpat. O plecat de aici, o murit. Dar să trăiască 900 de ani. Îți dai seama ce viață e acolo. Spune Scriptura, pământul a fost umplut de sălnicie.
Și atunci Dumnezeu hotărăște ceva, și anume, voi nimici pe toți care trăiesc pe pământ. Dar Dumnezeu nu nimicește niciodată pe cel nelegiuit împreună cu cel neprihănit. Și spune Scriptura, Noe a căpătat trecere pentru că era om neprihănit. Și atunci Dumnezeu îi spune lui Noe, Noe, pedeapsa pământului este asigurată. Voi aduce un potop de ape cum n-a fost niciodată, că până atunci nu ploua. Un abur se ridica de pe fața pământului și uda tot pământul. Și era o rodnicie extraordinară. Dar va veni ploaie, Noe. Ca atare îți voi spune ce să faci. Ia lemne de gofer și fă o corabie. Uite cum s-o faci, îi dă dimensiunile toate. Noe face exact cum îi spune Dumnezeu. Și după ce se termină totul, în 7 zile, toate speciile de viețuitoare, curate și necurate, după porunca Domnului, intră în corabie, împreună cu Noe intră familia lui, 8 în total. După care Dumnezeu închide ușa corabiei și dintr-o dată apare ploaie. Spune că pătrul aceea de deasupra a căzut pe pământ, izvoarele adâncului au țâșnit și tot pământul a fost acoperit de apă peste un an de zile. Vârfurile muntoase, cele mai înalte, au fost ridicate apa peste ele peste 9 coți. Și pământul a fost inundat de apă. Toate viețuitoarele au pierit pe pământul acesta, în afară de pești. Pentru că celelalte viețuitoare erau în corabie, au supraviețuit pentru lumea nouă, care va apare după potop. Biblia vine și spune, imaginea asta, terminologia acolo, icoana aceasta sau imaginea aceasta, vă salvează, vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. De ce? Pentru că după potop, Dumnezeu ia hotărâre și spune așa, nu voi mai pedepsi niciodată lumea cu potop. Există inundații de ape catastrofale, dar locale, dar pământul niciodată nu va mai fi cuprins de ape cum a fost la potop. Și ca semn Dumnezeu a lăsat curcubeul pe cer. Însă aș vrea să vă spun că Dumnezeu, pentru lumea în care trăim, se pregătește să mai trimită o formă de potop, și anume de foc. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Iubiții mei, ca o mică paranteză, așa să vă dați seama în ce vremuri trăim, spune Sfânta Scriptură că în Sodoma și Gomora era un corn al abundenței acolo, unde oamenii aveau tot ce le trebuiește. De aia și Lot l-a lăsat pe Avram pe munte și a fugit repede la Sodoma. Scriptura ne arată că și-a întins corturile în fața Sodomei. Când au venit îngerii la Avram, nu mai era în corturi. Avea deja casă în Sodoma. Nu știu cât l-a costat, nu știu cât a investit, nu știu câte datorii avea, dar avea casă în Sodoma. În mijlocul acelor oameni care aveau anumite concepții, de la care vine un nume. Ei bine, Dumnezeu a verificat ceea ce se petrecea în Sodoma și cetățile alea le-a pedepsit cu foc și pucioasă din cer. Ca Dumnezeu să aibă legitimitate să lovească nu numai o cetate, nu numai o regiune, nu numai o zonă, ci tot pământul, trebuie ca păcatul acela care a atras focul lui Dumnezeu să se întindă pe tot pământul. La momentul actual, dacă sunteți atenți, stimați creștini, politicienii, formatorii de opinii, oamenii care dau tonul în lumea asta, nu se luptă să dea la un băiat sau la o fată care a terminat școala, facultate, să-i dea loc de muncă bine plătit și așa mai departe. Nu se luptă să dea la cei care au ieșit la pensii după ani de zile, să-i dea mijloace de trai ca măcar ultimii ani care mai are cu boală și cu deficiențe, să trăiască bine. Nu se interesează de asta. Se interesează de drepturile acestor oameni care atrag focul lui Dumnezeu. Și dacă atunci Dumnezeu a pedepsit lumea prin potop, acum Dumnezeu se pregătește să pedepsească lumea prin foc. Atunci Dumnezeu a salvat lumea prin corabie și acum Dumnezeu o salvează prin botez. Comparația aceasta aș vrea să fie înaintea voastră, stimați candidați pentru botez și stimați ascultători. Corabia de ieri este botezul de azi. Și vreau să-mi permiteți câteva domenii de comparație. În primul rând, corabia atunci și botezul acum este singura soluție de salvare a lui Dumnezeu. Nu uitați, stimații mei, Dumnezeu nu-i spune lui Noe, Noe, o să trimit potop de apă pe pământ, descurcă-te. Probabil Noe zicea, păi, dacă Domnul trimite potop de apă pe pământ și o să fie apă multă, mă duc la o școală de not și învăț în not, stil, fluture, stil, bras, indiferent, scufundări, ceva, să rezist cât mai mult dacă tot trimite apă.
Biblia spune că apele au fost mari pe pământ peste un alt de zile. Indiferent ce stil din not înveți, tu nu reziști să supraviețuiești atâta. Dacă la un moment dat Noe spunea, băi, dacă tot vine apă și acopere pământul, o să mă duc pe vârful cel mai înalt. Voi face o cabană acolo, îmi pun rezerve alimentare și tot ce îmi trebuiește să rezist. Biblia spune că apele au acoperit cele mai înalte vârfuri montoase cu 9 coți. Deci n-aveai nicio șansă nici cu asta. Dacă ar fi lăsat pe seama lui Noe, și Noe și casa lui erau pierduți. Dar Dumnezeu a oferit soluția lui și a spus, fă-ți o corabie. Slăvit să fie Domnul! Când Dumnezeu vine și vorbește despre mântuirea ta și mântuirea mea din lumea aceasta păcătoasă, care se îndreaptă spre foc și spre pierzare, nu-ți spune, voi veni și voi pedepsi lumea, descurcă-te, descurcă-te. Nu, nu, ci vine și spune, vă pregătesc o soluție, îl trimis pe singurul meu fiu, ca prin credință în el și prin botezul pe care îl mărturisiți în credință să fiți salvați. Astăzi 5 persoane se vor urca în corabia mântuirii care va ajunge în lumea nouă, pe care o pregătește Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Duminica trecută, corabia asta a fost în altă comunitate, o mai luat de acolo oameni. Nu sunt oameni perfecți, sunt oameni care din lumea aceasta își dau seama că merită pedeapsa și singurul lucru care îi salvează este să se urce în corabia mântuirii prin credință. Doamne ajută! Ori, iubiții mei, de foarte multe ori aud și discutăm cu prieteni de-ai noștri, cu colegi, cu rude, chiar discutăm. Băi, eu vă cred că corabia mântuirii la voi, dar problema este că câteodată ăia din corabie, câteodată fac greșeli. Iubiții mei, aș vrea să vă spun, una e să fii în corabie și alta e să fii lângă corabie. Imaginează-ți că ai fi în corabia lui Noe, tu ești pe scările cele pe acolo, la un moment dat te împiedici, mai rupe un picior sau îți faci un cucui ceva. Problema este când vine potopul. Când vine potopul, nu contează unde ți-ai rupt tu piciorul, nu contează ci câte cucui ai, contează doar dacă ești în corabie sau ești afară. Sau ești afară. De aceea eu spun, bisericile, adunările, congregațiile, nu sunt perfecte. Sunt oameni aici care mai au cucuile lor, sunt oameni aici care mai promit și nu se țin de cuvânt, sunt oameni aici care mai împrumută bani și nu-i mai dau înapoi, sunt oameni care au nevoie, de aia venim la fiecare slujbă să ne mai pocăim, Doamne ajută! Dar e important să fii în corabie. Asta e marea problemă, asta e marea provocare, să fii acolo. Condițiile din corabia lui Noe nu erau grozave. Corabia lui Noe nu era un vas de agrement. Corabia lui Noe avea acolo tot felul de viețuitoare. Imaginați-vă numai zgomotul și mirosul. Totuși nu găsim undeva care va dorea să sară din corabie. Imaginați-vă numai culoarea. Spune că i-a poruncit Dumnezeu să ungă corabia cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Nu era o culoare roz, așa o galbenă, călduță, să tot trăiești acolo. Era smoală de jur împrejur acolo. Bine, domnule, mă depresează lucrul ăsta, mă apucă deznădejdea când văd culoarea asta. Efectiv, unde mă duc eu? Nu s-a dus nimeni nicăieri. O rămas acolo. Stimații mei, când intri în biserica lui Iisus Hristos prin credință și prin botez, nu vei avea toate lucrurile perfecte. Vei găsi oameni care urcă pe scări, cad, vei găsi oameni care în loc să facă ceea ce trebuie, dar oamenii ăștia sunt în corabie, pentru că corabia atunci și botezul acum este singura soluție de salvare a lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Al doilea aspect, corabia atunci și botezul acum este proiectul lui Dumnezeu. Noe n-a fost inginer naval. Dacă Dumnezeu îi spunea lui Noe, Noe, fă-ți o embarcațiune să scăpi, Noe ar fi făcut cel mult o plută, atât tot, ce să poți face. Însă Dumnezeu vine în textul biblic și îi spui lui Noe, Noe, fă o corabie, atâta să aibă lungime, atâta să aibă lățime și atâta să aibă înălțime. Știți că proporțiile astea se respectă pe toate șantierele navale? Fie că e vorba de transatlantic, fie că e vorba de o simplă barcă sau șalupă? De ce? Sunt proporțiile optime ca un corp să plutească pe apă. Cel ce a făcut molecula de apă a știut cum trebuie să arate o barcă, ca barca aceea să reziste la intemperiile care vor veni. Iubiții mei, ăsta a fost proiectul lui Dumnezeu. Și am citit în Biblie că Noe a făcut tot ce a spus Dumnezeu. Amin. Aș vrea să vă spun, stimații mei, proiectul botezului nu ne-l dă Dumnezeu și ne spune, băi, i-ați botezat pe destul, mai botezați în numele vostru, mai botezați în numele cultului vostru, mai botezați în numele șefului tău de la servici. Nu,
Proiectul botezului nu-i lăsat la îndemâna noastră. Și Domnul Iisus Hristos spune așa: mergeți în toată lumea și faceți ucenici, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Proiectul îi aparține lui Dumnezeu. Apoi, iubiții mei, la corabia aceea era o singură ușă, cât de mare era ea. O singură ușă pe laterală pusă. Nu erau mai multe uși, fiecare intră pe ușa lui. O singură ușă. Aș vrea să vă spun, stimații mei, ca să poți fi salvat și mântuit, există o singură ușă. Și cuvântul Domnului spune într-un pasaj pe care noi îl cităm, și astăzi e foarte bine venit să fie citat din pasajul acesta biblic, el se găsește în Evanghelia după Marcu, pe finalul Evangheliei, Sfânta Scriptură spune următoarele cuvinte pe care dumneavoastră le cunoașteți, eu vi le văd. Marcu, capitolul 16, versetul 16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, adică va scăpa. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Stimații mei, ce să crezi? Că răsare soarele? Ce să crezi? Că noi credem o grămadă de lucruri. Credința mântuitoare este în persoana Domnului Iisus Hristos. Ca atare, ușa de intrare în corabia mântuirii este credința în Iisus Hristos. De aceea, spune Sfânta Scriptură, și dați-mi voie să vă mai citesc încă un text biblic pentru tot ce-i prezent aici, Roman, capitolul 10, cu versetul 9, spune așa: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Slăvit să fie Domnul! Ori, iubiții mei, aș vrea să vă imaginați că am fi pe timpul lui Noe și eu intru în corabia mântuirii prin ușa aia. Dar eu îi spun lui Noe: băi, Noe, eu intru și pentru nevastă mea și pentru copii, și fiindcă am nepoți, intru și printre nepoți. Când a venit ploaia, eu am intrat și pentru ei, primești și pe aici. Ori Noe ne-ar spune foarte clar: băi, tu dacă intri în corabie, intri pentru tine. Nu intri pentru tot neamul tău. Numai cine intră în corabie este salvat. Dacă vrei să ții nepoți în brață, că-s mici și poți lua, ei în brață și intră în corabie. Dar dacă îi lași afară, afară rămân. De aceea mântuirea e personală. De aceea personal trebuie să intri pe ușă în corabie. Pentru că nu contează că o intra bunicul și tot neamul afară. Când a venit potopul, Dumnezeu a închis ușile și tot neamul a rămas afară. Singurul salvat e bunicul care a intrat înăuntru. De aceea e important să vii aici în față să spui: eu am decis să intru. Eu am decis să intru. Păi da, intra, băi, este neamul nostru. O fi neamul nostru. Numai cine intră pe ușă este salvat. Că ăsta e proiectul. Ăsta e proiectul. Nu noi facem proiectul, doar Dumnezeu ne prezintă proiectul. Corabia asta a mântuirii și a salvării are o ușă laterală prin credința în Iisus Hristos și are o singură fereastră. Probabil și noi ar fi vrut să aibă ferestre laterale, să vadă ce fac cumnații lui, să vadă ce fac socrii lui, socrii nu erau în corabie și trăiau mult pe vremea aia, să vadă ce fac veșinii, să vadă ce fac foștii lucrători care l-au ajutat la corabie, care probabil au zis că au timp să intre. Problema este că ușa corabiei, cum v-am spus, a închis-o Dumnezeu. Nu noi avea permisivitatea și puterea să deschidă ușa aceea, nu. Ci Dumnezeu a închis ușa. Ar fi vrut noi să vadă, oare ce fac cumnații mei? Dar nu li s-a dat posibilitatea. Singura fereastră care era, era doar sus. Dacă creștinii ar înțelege astăzi că singura fereastră care îți aduce zidirii numai aia de sus, nu s-ar mai uita pe ferestrele laterale. Că pe ferestrele laterale vedem ce-i în pejurul nostru. Oameni care mor, războaie, violuri, clime, șarlatanii, tunuri bancare și o grămadă de lucruri care ne cresc tensiunea. O grămadă de lucruri care ne crește glicemia, o grămadă de îngrijorări care nu o să vie poate niciodată la noi. Dar noi ne uităm în continuu pe toate canalele de televiziune și pe internet la ferestre laterale. Iubiții mei, când veți închide ferestrele astea laterale și vă veți uita pe ele de sus, veți vedea că dincolo de războaie mondiale, dincolo de potop, Biblia spune într-unul dintre psalmi, pe timpul potopului Dumnezeu stătea pe tron și domnea, slăvit să fie Domnul. Că lumea spirituală nu era bulversată. Totul era rânduit de Dumnezeu și cine să scape? Totul era rânduit de Dumnezeu ca în vremea aceea a potopului
Pedeapsa lui Dumnezeu să fie peste oamenii respectivi. Aș vrea să vă spun și în zilele noastre de astăzi, nimic nu scapă de sub controlul celui care guvernează Universul, slăvit să-i fie numele. Le vorbește oamenilor prin vise, ați auzit? Îi cercetează în mod special, îi mână cu dragostea lui și să simt niște răsfățați. Pentru că din miliardele de oameni care există, pe cei care se lasă puși pe umerii Domnului, îi călăuzește spre staulul, sau în terminologia noastră în seara aceasta, spre corabia mântuitoare, lăudat să fie Domnul. Ori, iubiții mei, proiectul acesta aparține lui Dumnezeu. Corabia atunci avea ușă laterală, fereastră sus și câte nivele? 3 nivele. Botezul se efectuează în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Știu că există frați care vor doar un singur nivel. Nu. Porunca Domnului Iisus este ca această corabie salvatoare să aibă alea 3 nivele. Iubiții mei, primul lucru care am vrut să-l subliniez este că corabia atunci și botezul acum este singura soluție de salvare, nu este alta. Apoi, corabia atunci și botezul acum este proiectul lui Dumnezeu și trebuie făcut conform proiectului. Al treilea lucru, corabia atunci și botezul acum se realizează prin ascultare. Dumnezeu a prezentat lui Noe proiectul primei corabii din lumea asta. Și Noe ar fi spus, băi, dacă crești singur corabia asta sau s-ar face singură, poate mă urca și eu în ea. Dar nu. Noe s-a pus la treabă. Noe a căutat scânduri, Noe a căutat cuie, Noe a căutat slimbine, Noe a muncit. Iubiții mei, foarte mulți dintre dumneavoastră probabil ați avut ocazia sau aveți ocazia să doriți să construiți ceva, o casă, o cabană, ceva. Pentru orice în lumea asta îți trebuie proiect și proiectul ți-l dă arhitectul. Te duci la arhitect și îi plătești și arhitectul îți dă un proiect, un dosar, așa unde sunt tot felul de desene și de schițe. Un proiect la o casă frumoasă, grozavă. Dar dacă vine frig afară, nu te încălzești schițele alea. Dar dacă plouă afară, nu te ude, doar dacă îi pui hârtiile deasupra capului. Dar atâta tot nu te udă. Dar nu sâni de dos. De ce? Pentru că ales numai hârtii. Hârtiile alea, ca să le transpui în practică, trebuie să începi să zidești. Trebuie să începi să construiești. Trebuie să începi lucrul ăla. Aș vrea să vă spun, stimații mei, mulți aveți proiectul. Foarte mulți. Vi l-a dat Dumnezeu. V-a spus cum se realizează. Unii am întâlnit foarte mulți oameni care au trecut Dumnezeu prin dragostea Lui, prin anumite situații critice, fie că erau în preajma unui accident, fie că au trecut prin... Și au spus, Doamne, dacă mă scap de aici, mă pocăiesc și mă botez. Mă botez. Și Dumnezeu i-a dat proiectul, ca să poți face lucrul ăsta, trebuie să faci asta. Are proiectul la El, nu-l faci. Dumnezeu te-a adus astăzi din nou să vezi niște oameni care au primit proiectul și îl și fac. Sunt aici, sunt în fața ta. Într-o zi când vei sta în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu te va întreba, mi-ai promis ceva, ți-am vorbit în dragoste, ți-am arătat dragostea mea, te-am adus la o slujbă unde alții ca tine, care au primit proiectul, l-au și împlinit. S-au expus privirilor noastre admirative, cu emoții, au prezentat mărturia lor să auzi și tu că se putea și în dreptul tău. De ce n-ai făcut ce-o trebuit? Bineînțeles că aș vrea să stau lângă tine să te apăr. Bineînțeles că aș vrea să stau lângă tine să-ți dau o scuză. Spune Biblia că oamenii vor amuți în ziua aceea. În ziua aceea vor amuți, astăzi. Totuși ne mai putem deschide gura și să spunem, Doamne, vreau să respect proiectul Tău. Doamne, ajută! De aceea e important pentru noi, stimații mei, să luăm aminte la acest aspect și pe baza aceasta să respectăm proiectul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că lumea asta a coborât în lume un nume și o persoană care putea să ocolească botezul. Știm că una dintre calitățile botezului, din Fapte capitolul 2, este fiecare dintre voi să fie botezat spre iertarea păcatelor. Sunt 2 feluri de păcate pe care le au oamenii. Primul păcat pe care îl au oamenii este păcatul moștenit. Părinții noștri ne transmit anumite păcate. Spune Biblia, prin felul de șer de vețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri. Dacă tatăl meu deschide ușa către alcool, dacă tatăl meu, eu voi fi ispitit cu ușa asta.
Dacă tatăl meu pune în frigider sticle de whisky, eu nu voi trece nepăsător față de ele. La vremea potrivită voi aplica și eu ce face tatăl meu. Pentru că tatăl, pe lângă apartament sau mașină sau bani care mi-i dă, îmi dă moștenire și lucrurile pe care le-a deschis el. De aia pocăința e foarte binevenită. Că am întâlnit oameni care erau robi jocurilor de noroc. Nu numai că el, dar bunicul lui a fost așa, taicul a fost așa și el cu asta se complica cel mai mult. În momentul când omul ăla s-a pocăit, cum ați auzit aici, de tutun, nu-i mai transmiți copilului tău aceeași poartă. Efectiv, închizi poarta aia de blestem. Să-și cheltuiască banii și sănătatea. Pentru că pocăința este răspunsul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Deci moștenim de la părinții noștri anumite tentative, anumite direcții de păcat. Sunt păcate moștenite. Dar dacă îngăduie Dumnezeu să mai trăim, să creștem, să aducem la 12-13 ani, începem să avem și păcate dobândite, adică făcute. Vorbe, priviri, gânduri, acțiuni, care sunt făcute și sunt păcate. Înjurături, care sunt păcate ale limbii, pe care începem să le facem și care să trec pe stocul nostru, nu pe stocul altcuiva. Ori, iubiții mei, singurul mod în care Dumnezeu iartă păcatele astea, le iartă omului care se pocăiește și se întoarce cu toată inima la Domnul. Vă repet încă o dată, în lumea noastră a coborât cineva care n-avea nici păcat moștenit, pentru că s-a născut de la Duhul Sfânt, și n-avea nici păcat înfăptuit. Într-o zi Domnul Iisus i-a provocat pe toți ascultătorii lui și a spus: dovediți-mi că am păcat. Ar trebui să sară, dacă eu spun lucrul ăsta, imediat îmi căutați ceva și sigur găsiți. Dar el a venit în fața semenilor să-și zic: dovediți-mi că am păcat. Nimeni n-a putut să-i dovedească nimic. Pentru că el a trăit în lumea asta, dar fără păcat. Slăvit să-i fie numele. Ioan Botezător a ieșit și boteza pe oameni la râul Iordan. Și o grămadă de farisei au venit să se boteze și ei, dar fără să-și schimbe viața, fără să primească salvarea lui Dumnezeu în sufletul lor. Și Ioan Botezător era supărat pe ei. Și le spunea: pui de năpârci, ați fugit de mânia viitoare, dar voi tot năpârci sunteți. Voi tot starea asta. Și în mijlocul acestei stări, când Ioan Botezător era supărat că ăștia veneau numai să facă botezul, să scape de mânia viitoare, vine Domnul Iisus Hristos la Ioan Botezătorul. Și în momentul acela apare o discuție pe care o avem relatată în Biblie. Și Ioan Botezătorul își dă seama cine în fața lui. Singurul care e sfânt în totalmente, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și spune: eu am trebuință să fiu botezat de tine. Eu am trebuință. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să spună: într-adevăr, Ioan, am venit ca trimisul lui Dumnezeu să te botez pe tine, măi. Că tu îi botezi pe ăștia fără a fi botezat. Eu te voi boteza. Știi ce spune Domnul Iisus? Lasă, Ioane, să împlinim cât tot ce trebuie împlinit. Stimații mei, dacă cel fără păcat, nici păcat moștenici, nici păcat înfăptuit, a intrat în apa botezului ca să se împlinească tot ce trebuia împlinit, care e omul din lumea asta care spune: eu nu am nevoie de așa ceva? De aceea Hristos s-a ridicat în fața lumii întregi și a spus: eu sunt calea. Deci dacă vrem să ajungem unde a ajuns El, trebuie să o luăm pe calea Lui, și calea Lui trece pe la Iordan, adică pe la botez. De aceea e important pentru fiecare dintre noi să privim cu atenție în Scripturi. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez, frații mei, nu numai că corabia atunci și botezul acum este singura soluție, nu numai că corabia atunci și botezul acum este proiectul lui Dumnezeu, nu numai că corabia atunci și botezul acum se realizează prin ascultare, cum fac cei cinci, ci timpul de salvare este limitat. S-a vorbit și s-a cântat în seara aceasta și s-au discutat despre vremea potrivită. Iubiții mei, salvarea asta lui Dumnezeu e de 2000 de ani, dar eu nu am putut să fiu salvat în 1700, pentru că nu eram. Nici nu o să pot să fiu salvat în 2140, când nu o să mai fiu. Eu am un timp limitat de salvare. Spune Scriptura că corabia s-a construit, dar timpul în care oamenii puteau intra în corabie nu era de sute de ani, nici de zeci, nici de un an, de 7 zile. Doar atât. Nu știu la câta zi de har ești. Poate mi-ai fost, poate ți-o mai vorbit Domnul, poate te-o mai cercetat. Dar cert este că după 7-a zi, Dumnezeu a închis ușa și nimeni n-a mai putut intra. Tare te rog,
fii foarte atent, că și din viața pe care o ai, nu știi cât mai ai din ea. Nu cunoști. Timpul de salvare este limitat. Faptul că în seara asta ești aici, faptul că în seara asta te-a adus Dumnezeu aici cu sănătate, că puteai să nu fii aici, este un gest pe care Dumnezeu ți-l arată în dragostea Lui, că e un timp prielnic să iei cea mai importantă decizie din viața ta. Tu vei face ceea ce dorești, ceea ce îți dorești pentru sufletul tău și pentru viața ta. Însă Dumnezeu, în dragostea Lui, ți-a arătat. Aș vrea să spun că mai există timp. Aș vrea să spun că mai există vreme. Aș vrea să spun, fă tot ce vrei. Dar nu pot să-mi permit asta. Pentru că timpul de salvare este limitat. Le spuneam la frați de o situație pe care am întâlnit-o undeva într-un continent mai îndepărtat unde am fost și frații de acolo îmi povesteau despre o familie mixtă. El era un om de afaceri, ea era membra bisericii respective. Împreună cu copiii veneau în continuu la slujbe, mai ales când erau slujbe de genul ăsta, rămânea și el. Să audă o predică, să mai audă ceva. Omul ăsta era un prosper om de afaceri, avea foarte multe posesiuni, mașini bune și așa mai departe. Și își aducea soția până în parcarea bisericii și o lăsa cu copiii aici, el a plecat cu prietenii, se ducea în treburile lui. După un timp, în timp ce mergea să întocmească o afacere cu cineva, să semneze actele, s-a simțit rău. Era un om tras ca prin inel, la banii pe care i-avea mâncat numai bio, totul era... S-a simțit cam rău. O mers la o clinică unde avea abonament acolo, ca ea să-l consulte pe baza abonamentului său, și i-a spus la doctor, dați-mi un antacid, că nu prea mă simt bine la stomac. Doctorul i-a spus, domnule, noi am făcut atâta școală, nu să ne spui tu, trebuie să verificăm noi, exact. Da, eu trebuie să mă duc. L-a consultat rapid medic și a spus, ne pare rău, ceea ce vedem noi nu-i bine, dă-ne voi să refacem analizele. O refăcut analizele, i-a spus, suspendă tot, pentru că vrem să mai verificăm o dată. Asta i-a spus la partenerul lui de afaceri care l-a așteptat, domnule, nu pot veni azi, mai îngădui, sunt la o clinică, nu mai sunt prea bine, permite-mi să mai întârzi puțin. Medicii l-au consultat, i-a chemat familia, soția care venea la biserică și copiii și a spus, dumnealui are un cancer galopant, în ultima fază, mai are de trăit doar o săptămână, poate o săptămână și ceva, după care se duce. Era prezent la fiecare slujbă de botez și specială, în toate comunitățile de acolo, din zona respectivă. Când au auzit frații slujitori, păstori, preoți ce erau pe acolo, îl știau. S-au dus la el și a spus, măi omule, noi toți ne rugăm ca Domnul să te vindice, ești bărbat tânăr, ești un prosper om de afaceri. Noi ne rugăm ca Domnul să te vindece. Dar dacă Domnul nu te vindecă, tu ai intrat în corabia salvării? Și omul spune, domnule, n-am intrat. 26 de ani am dus-o pe nevastă mea la adunare, dar eu n-am intrat. I-am văzut pe alții îmbrăcați în haie de albi cum intrau în corabia salvării, dar eu n-am intrat. Și atunci oamenii ăștia au întrebat, n-ai vrea ca mâinii, de exemplu, să venim și să te ajutăm să intri în corabia salvării? O vorbi cu doctorii de acolo, care deja îl pusese la terapie intensivă, și doctorul i-a spus, domnilor, nu vă putem permite să-l luați de aici, să-l cufundați în apă. E prea riscant pentru el. Atunci frații au vorbit și au spus, domnule, hai să-l botezăm prin stropire. E singurul mod de a face lucrul ăsta, ca omul ăsta totuși să fie așa. Și au vorbit cu el a doua zi să vină slujitorii respectivi să-l boteze prin stropire. Că asta era singura formă pe care o mai puteau aplica la momentul actual, la acela și în condițiile acelea. A doua zi dimineață au venit toți pregătiți să oficieze botezul acesta prin stropire. Și omul i-a spus așa, opriți-vă. Azi noapte n-am putut dormi. La capătul patului meu la terapie intensivă a venit o ființă maestoasă, îmbrăcată în alb și cu o dragoste nespusă mi-a spus în felul următor, te-am așteptat 26 de ani. Te-am așteptat 26 de ani. Totdeauna când opreai mașina în parcare și lăsai pe soția ta și copiii tăi să intri în adunare, am sperat că intri, că am pregătit pentru tine o manta, să o porți toată veșnicia. Și îți spunea, el mi-a arătat o manta atâta de strălucitoare și de frumoasă și ți-am pregătit și o cunună și mi-a arătat o cunună cum n-am văzut niciodată. 26 de ani am sperat să vii să ți le iei, că pentru tine le-am păsat. Dar acum timpul tău a trecut. Tu nu mai poți pune mâna nici pe manta și nici pe cunună. Zilele salvării tale s-au terminat. Și asta a fost tot.
Păstorii de acolo spun, Dumnezeu, a fost un coșmar, n-ai de unde să știi, Dumnezeu te mântuiește în continuu. Băi, oameni buni, nu mă învățați voi pe mine. Eu îmi lăsam nevasta la adunare și mă duceam și făceam mișto de nevestele păstorilor. Discutam cu ăștia, ce-i vorbirea în alte limbi, ce-i profeția. Făceam o întreagă pe toți pocăiții, îi tocam la mărunt așa. Pentru că îmi permiteam la beții, la ce aveam noi acolo, îmi permiteam să fac ce vreau. Am putut să pun mâna pe manta, pe cunună pentru veșnicie, dar n-am avut chef, am fost prea mândru, banii mi-au dat prea multă aroganță. Au încercat ăștia să-l convingă, așa a murit. Și așa ne vom întâlni cu el la înviere, fără manta, fără cunună. De-aia Biblia spune în Apocalipsa, eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Iubiții mei, există un timp, o vreme când Dumnezeu îți vorbește, există un timp și o vreme când plângi, există un timp și o vreme când simți înăuntru tău că trebuie să faci ceva. Când vremea asta trece, nu mai simți nimic pentru împărăția aceea, pentru că timpul tău a trecut. Iubiții mei, corabia mântuirii altă dată și botezul acum împarte lumea doar în două. Nouă ne place să ne împărțim în ortodoxi, penticostali, catolici, mai bogați, mai săraci, mai culți, mai nepregătiți, femei, bărbați, o grămadă de categorii. Corabia atunci a împărțit doar lumea în două, cei de afară și cei dinăuntru. Cei de afară au pierit toți, cei dinăuntru au fost salvați. Întrebarea mea pentru tine, oricare ești aici, nu mă interesează confesiunea, nu mă interesează nimic, tu unde ești acum? Dacă ar trebui acum să se încheie totul, nu trebuie să vină potopul de foc acum, trebuie ca la un moment dat să ai un atac de cord, ai căzut jos și pentru tine s-a încheiat tot. Unde ești? În corabie sau afară? Mulțumesc Domnului că în ziua de astăzi, sub privirile tale, corabia mântuirii a venit aici. Sub ochii tăi și ai mei, 5 persoane îmbrăcate în alb, se vor urca în această corabie a mântuirii, care pleacă spre lumea cea nouă a lui Dumnezeu, pe care Hristos o pregătește pentru noi toți. Pentru cei ce n-ați intrat, să dea Domnul să mai avem timp. Pentru cei ce am intrat în corabie, să așteptăm ziua când corabia aceasta va acosta la portul veșniciei, ca pentru totdeauna să începem să populăm lumea cea nouă, unde durere, suferință, cimitir și moarte nu va mai fi. Până atunci încă se mai fac îmbarcări. Să ne ajute Domnul să fim printre pasageri. Amin.